infecționiști, reprezentanți ai principalelor instituții care, evident, specialiști care fac analize și furnizează elemente pentru decizii. A fost o discuție dedicată în principal unei analize a măsurilor de relaxare viitoare. Pentru că este clar că trebuie să facem o inventariere a tuturor măsurilor restrictive care au fost luate odată cu debutul epidemiei, atât prin decizii ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și ulterior după declararea stării de urgență prin ordonanțe militare, și să facem o analiză a acestor măsuri și mai ales să stabilim niște criterii cât se poate de obiective privitoare la cadența măsurilor de relaxare. Practic, discuția a fost legată de metodologia pe care să o aplicăm, adică realizarea unei analize din punctul de vedere al riscului epidemiologic, care este aferent ridicării oricărei măsuri de restricție, că este vorba de libertatea de circulație, redobândirea de către români a libertății de circulație, că e vorba de redeschiderea școlilor, că e vorba de reluarea transportului public. Pe fiecare măsură de relaxare va exista o analiză foarte serioasă, care va cuprinde evaluarea din punctul de vedere al riscului epidemiologic și, de asemenea, care va cuprinde un set de măsuri aferente măsurii de relaxare care trebuie impuse în mod obligatoriu. De exemplu, s-au discutat foarte multe idei care vă și menționez că mi se par idei bune. De exemplu, posibilitatea realizării unui triaj la locul de muncă sau la școală prin intermediul termometrelor electronice. Sigur că și aici, pentru a putea pune în aplicare o astfel de măsură, e nevoie de o dotare a companiilor, a instituțiilor publice, a tuturor categoriilor, astfel încât să se poată lua temperatura când vine omul la muncă, și lucrul ăsta se întâmplă zilnic, iar în cazul în care persoana are o temperatură de peste 37 de grade, să fie imediat, să nu-i se permită accesul la muncă și să fie supusă unei evaluări medicale, inclusiv posibilitatea unei testări de COVID, astfel încât să se reducă posibilitatea ca oameni care ar putea fi infectați cu COVID să fie la muncă sau să fie în diferite locații publice. Am discutat, de exemplu, aplicarea acestei măsuri presupune o pregătire, adică generalizarea unor astfel de aparate de măsurare a temperaturii, termometre electronice. Există deja, au început să se folosească. Aici trebuie să facem o evaluare a capacității de producție. Vă dau numai câteva exemple de discuții pe care le-am avut. De exemplu, la aeroportul s-a discutat ca temperatura, termoscanerele să fie folosite nu numai la venire, ci să fie folosite și la plecare. Și măsura asta e posibil să fie instituită la nivel european, astfel încât să nu se permită accesul în avion a unei persoane care poate prezenta simptome de COVID. Pe fiecare măsură de relaxare, de eliminare a unei restricții, se va face o astfel de evaluare, în care va exista o scală de evaluare. Cu siguranță, discuția e clară că nu se poate face o relaxare bruscă, ci trebuie să fie făcută o relaxare în etape, cu relaxarea acolo unde riscul epidemiologic e cel mai mic și cu măsuri foarte ferme. De asemenea, că trebuie să existe o perioadă de evaluare a efectelor aplicării măsurii de relaxare de aproximativ 2 săptămâni, perioada în care se manifestă COVID-ul. De asemenea, am hotărât să urmărim cu mare atenție evoluțiile în diferite țări europene care deja încep să aplice măsuri de relaxare, să vedem, să cuantificăm efectele, să fim într-un permanent schimb de experiență cu celelalte țări europene care aplică măsuri de relaxare. Pentru că e clar că obiectivul nostru este să găsim acel echilibru necesar între nevoia
de măsuri de relaxare din considerente economice sau din considerente de asigurarea unor condiții cât mai normale de viață pentru cetățenii români, pe de altă parte cu reducerea la maximă oricărui risc de creștere a numărului de persoane. Vorbim de măști de protecție. Știm că vor fi obligatorii. Și copiii vor avea obligația de a purta aceste măști și mai știm că sunt foarte multe persoane care nu își permit să-și le cumpere. După cum știți, președintele României a anunțat că obligativitatea de purtare a măștii va fi pentru spații închise. Școala este un spațiu închis. În cazul în care se va relua activitatea cu participarea studenților sau elevilor la școală, cu siguranță va fi asigurată masca. De către cine? De către stat? De către școală? De către primărie? Când o să avem o decizie, o vom anunța public. Hotelurile, ce se întâmplă cu ele? Parcurile? Saloanele de frumusețe? Am discutat și despre acest lucru. Sigur că încă nu s-a făcut o analiză. Practic am discutat o metodologie de evaluare. Sigur, parcurile fac parte dintre locurile publice care, dacă se respectă anumite reguli, pot fi deschise mai repede. Adică fac parte dintre primurile. În ceea ce privește hotelurile, și aici trebuie stabilite un set de reguli și nu va exista o restricție în ceea ce privește hotelurile, pentru că acolo, sigur, probabil să se cazeze o singură persoană, chiar și în camere cu două paturi, să se cazeze mai multe persoane, numai dacă sunt membri ai familiei, dar de asemenea, luarea unor măsuri de dezinfecție și altor categorii de măsuri. În ceea ce privește restaurantele și cafenelele, aici opiniile exprimate încă sunt rezervate, pentru că riscul epidemiologic este mai mare în cazul restaurantelor, pentru că nu poți să porți mască și nepurtând mască, practic există riscul de transmitere a suspensiilor în care virusul trăiește. Ce înseamnă cu bugetare din instituțiile de spectacole? Ce activități vor fi reluate dacă restaurantele vor rămâne închise? Când vom lua decizii, vom anunța. Deocamdată ați anunțat, ați auzit anunțul președintelui, care este evident făcut după consultarea membrilor guvernului și altor specialiști, și anume faptul că se va renunța la restricție în ceea ce privește libertatea. Și care se întâmplă cu bugetarii din instituțiile de spectacole? Nu s-a discutat acest subiect. Spuneați că șomajul tehnic nu mai este de actualitate pentru mediul, pentru stat. Mai avem solidaritate în acest moment între stat și privat, o solidaritate despre care chiar dumneavoastră vorbeați în urmă cu o săptămână de zile. Nu mai este aplicabilă, pentru că se va încheia starea de urgență pe 15 mai. Măsura ar fi fost eficientă dacă puteam să o aplicăm o lună, adică 15 zile să lucreze unii dar și în timpul ăsta jumătate să stea acasă. Există solidaritate, cea mai mare parte a angajaților din instituțiile publice își fac datoria. Cine nu-și face datoria, va pleca. Pe de altă parte, am luat în calcul și un lucru care nu e lipsit de semnificație. În foarte multe familii există persoane afectate de șomaj tehnic, sunt familii în care sunt persoane angajate în instituții publice și persoane angajate în mediul privat. Dacă afectam ambele venituri ale familiei, ar fi existat un risc mai mare. De asemenea, există și un alt lucru pe care voi vi l-am spus din capul locului. Intenția noastră este să nu aplicăm politici de austeritate. Menținerea unei cereri la un nivel cât mai ridicat reprezintă o garanție a unei recuperări economice cât mai rapide. Atâta timp cât omul are venituri, atâta timp cât își păstrează dorința de a cumpăra, atâta timp cât ușor-ușor revine la un consum normal, acest semnal va fi semnal pozitiv inclusiv pentru economie și va permite reluarea foarte multor activități de producție, de servicii care sunt aferente satisfacerii nevoilor oamenilor. Ce se va întâmpla cu bugetarii din instituții? Vor fi tăiate indemnizațiile demnitarilor. Vor fi tăiate aceste indemnizații? Mai avem dacă vom lua o decizie, vom anunța. Ce se va întâmpla cu bugetarii din instituțiile de spectacole care nu vor mai beneficia de șomaj tehnic, după cum ați spus ieri, nu se mai această măsură pentru unii angajați la stat? Sunt mii de actori, cântăreți, care în acest moment stau acasă practic și când se vor relua spectacolele?
Unii nu stau, chiar dacă stau acasă, organizează spectacole pe online și chiar au fost câteva momente extrem de frumoase pe care cred că l-au apreciat toți românii. Ușor, ușor va exista o redeschidere a activităților și în domeniul cultural, dar sigur după o analiză foarte serioasă, astfel încât, repet, relaxarea diferitelor măsuri să genereze efecte minime în ceea ce privește riscul de răspândire a parcurile ar putea fi sau s-ar redeschide după 15 mai, ce măsuri? Ascultați-mă, m-am învățat. Da, domnilor și domnilor, l-am ascultat pe primul ministru Ludovic Orban, care a vorbit despre posibilele măsuri de relaxare doar în condițiile în care vor fi respectate niște măsuri foarte strictă privind protecția angajaților, în special măsurarea temperaturii acestora la locul de muncă, dar și în cadrul școlilor. Acestea au fost principalele știri ale orei, doamnelor și domnilor. Vă mulțumim pentru atenție. Eu sunt Alexandru Rotaru.